găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. În urma perchezițiilor de miercuri, polițiștii au confiscat 10.000 de litri de alcool, 4.000 de lei și un autoturism de teren. Maternitatea brașoveană intră din nou în șantier. Despre ce este vorba, vă spunem la știri. Cea mai populară cursă de obstacole din lume va avea loc în premieră și în România. Unde se va desfășura și când, aflați din jurnal. În urma perchezițiilor de ieri, polițiștii au ridicat 10.000 de litri de alcool, 4.000 de lei, țigări de contrabandă și un autoturism de teren. Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat până la această dată este de 700.000 de lei, dar cercetările continuă. În urma celor 24 de percheziții efectuate miercuri în județele Mureș, Brașov, Maramureș, Satu Mare și Covasna, polițiștii au ridicat în vederea confiscării 160.000 de țigarete, peste 20.000 de litri de alcool, 4.000 de lei și un autoturism de teren. Cu ocazia descinderilor a fost găsită și o instalație artizanală de ocolire a contorului pentru determinarea cantității de alcool fabricate. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie-iulie 2018, atât membrii unei grupări nestructurate de persoane, cât și reprezentanții unor firme ar fi produs alcool pe raza județelor Maramureș și Satu Mare, fără a fi contorizat și evidențiat, după care l-ar fi transportat și distribuit pe raza județelor Mureș, Covasna și Brașov, fiind ulterior comercializat. Banii au fost reintroduși în circuitul legal prin creditarea unor societăți comerciale sau achiziția de imobile și autovehicule. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat până la această dată, este de 700.000 de lei. Cercetările în acest caz continuă. Maternitatea brașoveană intră din nou în șantier. Conducerea Consiliului Județean a anunțat astăzi lansarea proiectului de modernizare, dotare și eficientizare energetică la două corpuri de clădire din cadrul Spitalului de Obstetrică și Ginecologie. Lucrările vor fi finalizate în totalitate abia la începutul anului 2020. Prin acest proiect amplu se dorește creșterea eficienței energetice în clădirea maternității și reducerea costurilor de întreținere. Vor fi realizate lucrări de reabilitare termică exterioară, reparații și înlocuiri ale instalațiilor termice, instalarea unor sisteme alternative de producere a agentului termic și a energiei electrice. Mă bucură că astăzi suntem într-o etapă extrem de avansată, după ce am făcut această conferință de presă, care de altfel este obligatorie în cadrul acestui proiect. Urmează să facem procedura de achiziție pentru începerea lucrărilor. Sunt lucrări foarte ample. Consider că după aceste lucrări, practic, în cadrul maternității din Brașov vom dispune de toate condițiile necesare și la concurență cu orice unitate medicală privată, în așa fel încât să venim în sprijinul brașovenilor, tuturor celor care au nevoie de această instituție. În cadrul proiectului se vor reface toate saloanele existente, se vor amenaja băi în fiecare salon și se vor crea condiții hoteliere la standarde europene. Vor fi două etape principale de lucrări, lucrările exterioare de mare învergură, pentru că proiectul în esență este un proiect care își dorește reducerea consumurilor de energie în acest corp de clădire, motiv pentru care pe clădire se vor monta panouri solare pentru asigurarea unei părți din energia necesară spitalului, de asemenea clădirea va fi integral anvelopată. Se vor monta două lifturi exterioare, un lift principal de acces pentru pacienți în zona unde astăzi este intrarea de primiri urgențe și un lift lateral care va fi folosit atât pentru persoane cât și pentru diferite materiale. Maternitatea brașoveană a mai trecut prin șantier în urmă cu ceva timp, iar fără cooperare și înțelegere din partea echipei medicale și a întregului personal, etapele noului proiect nu s-ar putea desfășura conform graficului. Este o perioadă destul de grea, au trecut printr-un șantier. Vedem cu toții că toate aceste etape de modernizare, din păcate, unele dintre ele nu se încadrează în termenul pe care îl stabilim. Să sperăm că de această dată constructorul va respecta acest angajament și sperăm ca luna ianuarie 2020 să fie luna la care vom inaugura această unitate medicală și îi asigurăm pe medici că practic va fi ultima dată când, cel puțin în perioada vieții noastre, în care vom interveni în lucrări de asemenea învergură în cadrul Spitalului Maternitatea. Banii necesari unei asemenea investiții se ridică la peste 26 de milioane de lei, din care 15 milioane sunt fonduri nerambursabile. Modernizarea unității medicale este inclusă în programul operațional regional 2014-2020. Potrivit unui sondaj Eurostat, românii se înneacă în alcool și sărăcie, iar cultura este un lux. Se pare că suntem poporul care cheltuie cei mai mulți bani pentru mâncare din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, suntem printre cei care cheltuie cei mai puțini bani pentru cărți sau evenimente culturale.
Românii cheltuie cei mai mulți bani pentru mâncare din Uniunea Europeană, cel puțin așa spun statisticile Eurostat, care mai arată că noi scoatem mai mulți bani din buzunar decât media Uniunii Europene pentru sănătate sau educație, dar și pentru tutun sau alcool. Pe de altă parte, suntem printre cei care cheltuie cei mai puțini bani pentru cărți sau evenimente culturale. Concret, gospodăriile din România alocă cel mai mare procent din cheltuieli, peste 26% pentru mâncare, față de media Uniunii Europene, care cheltuie circa 11%. După noi se situează gospodăriile din Lituania, Estonia și Bulgaria. Următoarele cheltuieli semnificative pentru români sunt cele legate de întreținerea locuinței, apă, electricitate și gaz. Pe de altă parte, România alocă mai puțin bani față de ceilalți europeni doar pentru cumpărarea de mașini sau întreținerea acestora. Conform datelor Eurostat, România se află pe locul 3, atât în privința procentului de cheltuieli pentru sănătate, cât și pentru educație. De asemenea, românii cheltuie mai puțin bani și pentru haine sau încălțăminte. În schimb, ne aflăm printre cetățenii europeni care cheltuie cei mai mulți bani pentru alcool, tutun și narcotice, deși suntem cei mai săraci din Uniunea Europeană după Bulgaria. Tot mai mulți români aleg să părăsească țara în căutarea unui trai mai bun. Statisticile ne arată că 13% dintre brașoveni sunt plecați pe meleaguri străine pentru salarii mai mari și pentru a-și asigura un viitor stabil. Potrivit sondajelor, un procent foarte mare din tinerii absolvenți de licee și facultăți declară că ar dori să muncească peste hotare. În ultimii ani, cei mai mulți tineri care aleg să plece sunt cei cu studii superioare, bine pregătiți, care în vestul și centrul Europei găsesc salarii și de 4 ori mai mari decât în țară. Mai mult decât atât, tinerii își doresc și stabilitate politică și economică. Statisticile de la nivelul anului trecut arătau că 9 români pleacă din țară la fiecare oră. În ultimii ani au plecat de la Brașov în afară, dar situația s-a schimbat radical din punct de vedere al zonelor sau al țărilor unde merg. Dacă altădată majoritatea celor care plecau din Brașov, din România și din alte județe ale țării mergeau în principal spre Italia, Spania și alte țări, acum majoritatea merg în Marea Britanie, în Germania, în Austria. Între timp, marea majoritate a tinerilor înscriși la o formă de învățământ superior vor cel puțin să încerce mirajul traiului din străinătate. Aici sunt salariile foarte mici și majoritatea nu sunt în domeniul în care au făcut facultate. Unde ai pleca? Păi în orice țară unde aș avea un salariu mai bun și să-mi pot trăi la bătrânețe o viață decentă aici. În Olanda, în Germania și în Anglia. Majoritatea românilor acolo au plecat. Și ai lucrat orice sau în domeniul în care ai studiat? Dacă aș reuși în domeniu, da, dar nu, de preferat nu. Nu neapărat, adică nu țin neapărat în domeniul în care fac. Noi doar învățăm teoretic, însă nimic practic. Deci, practic, facultatea nu ne pregătește pentru viață. Acesta e primul motiv. Ai plecat la studii? Da, și am fost și plecat în străinătate pentru un an de zile și mi s-a părut că e total diferit. Acolo li se dă șanse tinerilor. Conform statisticilor, foarte mulți tineri pleacă din România și în special din Brașov. De ce crezi că se întâmplă asta? Datorită salariilor care sunt la firmele din România și unde lucrează tinerii. Locurile de muncă posibile care li se oferă și oportunitățile pe care le au. Eu cred că sunt destule oportunități la noi aici. Adică avem facultate, putem face destule. Cred că în ultimul timp a evoluat, e într-o evoluție și România începe să evolueze spre modelele occidentale. Iar viitorul nu sună bine deloc. Aproape jumătate dintre români, circa 9,5 milioane, primesc sub o formă sau alta ajutor de stat. În prezent există 50 de tipuri de ajutoare sociale, pentru care se cheltuiesc anual 2 miliarde și jumătate de euro. În plus, ajutoarele sociale le creează mari probleme și agenților economici din județul Brașov, care se plâng că nu găsesc forță de muncă, iar toate acestea se vor răsfrânge asupra tinerilor de azi, care au dreptul să-și dorească un viitor mai bun. Depinde însă în ce țară. Cetatea medievală Feldioara și-a redeschis porțile pentru vizitatori după ce timp de 5 ani a fost în plin proces de restaurare. În urma tuturor lucrărilor, cetatea a căpătat aspectul pe care l-a avut în secolul al XIII-lea. Cetatea Feldioara a fost construită în secolul al XIII-lea, fiind cea mai importantă fortăreață ridicată de cavalerii teutoni în Transilvania, țara Bârsei. Toate fortificațiile inițiale de pe vremea teutonilor au fost conservate în întregime. Prin marcarea la nivelul solului, în curtea interioară s-au pus în valoare resturile capelei și a mănăstirii cistericiene. Proiectul de restaurare a cetății a început în anul 2012, an în care s-au întocmit studiile de fezabilitate și de proiectare a lucrărilor. Lucrările s-au realizat de către Consiliul Județean Brașov, suma acordată din buget fiind de 12,3 milioane de lei. Este obiectivul care
a fost reconstruit de la zero cu sprijinul Consiliului Județean. Este știu faptul că a existat o preocupare înainte de a fi președinte al Consiliului Județean. Etapele au decurs în așa fel încât inaugurarea a fost în mandatul meu, dar trebuie să recunosc meritul atât a fostului președinte al Consiliului Județean, cât și a primarului din Feldioara, care au făcut în așa fel încât județul Brașov să se bucure de încă un monument istoric, iar noi, ca primul județ turistic al României, să oferim turiștilor o diversitate de la an la an. Într-o primă etapă, programul de vizitare va fi de miercuri până duminică, între orele 10-18, urmând ca acesta să fie actualizat în funcție de activitățile organizate ce vor avea loc în incinta obiectivului turistic. În interiorul obiectivului, vizitatorii au la dispoziție două expoziții, expoziția de bază, mărturii arheologice și mărturii de locuire și conlocuire în Feldioara și expoziția temporară, arminderii, sărbătoare și tradiție. La 8 ani după prima competiție și lunga așteptare a miilor de oameni dornici de aventură, cea mai populară cursă de obstacole din lume, Spartan Race, ajunge și în România, la Poiana Brașov, în zilele de 4 și 5 august. Cadrul natural și ambianța din Poiana oferă condiții optime pentru spartanii care pot testa cele trei tipuri clasice de curse, sprint, super și beast. Organizatorii se declară entuziasmați de faptul că primul eveniment spartan din România va avea loc într-un cadru deosebit, precum stațiunea Poiana Brașov. La acest eveniment sportiv-educativ s-au înscris deja 2400 de participanți din 25 de țări, iar înscrierile continuă și la fața locului. Cele trei curse de bază oferă multe obstacole pe distanțe de 5, 13, respectiv 20 de kilometri, iar participanții, ca să aibă curaj la start, nu trebuie să beneficieze de capacități supraumane, doar de spirit de aventură și să fie deschiși în fața încercărilor. Nici micii spartani însoțiți de părinților nu se vor plictisi, deoarece și ei sunt așteptați pe trasee special amenajate pentru copii, unde pot demonstra că sunt capabili de mult mai mult decât credeau. O caracteristică aparte a competiției Spartan Race este faptul că traseul și probele nu sunt dezvăluite dinainte. Participanții cunosc doar lungimea aproximativă a cursei și numărul aproximativ al obstacolelor. De aici provine și binecunoscutul slogan al competiției, vei ști la linia de sosire. Cursa de obstacole pe teren accidentat oferă o serie de obstacole de diferite tipuri, cum ar fi târâre sub sârmă ghimpată, cățărare pe frânghie, cărare de bușteni sau efectuarea unor exerciții în apă și noroi. Doritorii de aventură se pot alătura armatei spartane pe 4 și 5 august în Poiana Brașov pentru a-și depăși propriile limite. Primul eveniment spartan din România este organizat în colaborare cu Asociația de Turism Poiana Brașov, cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov și a Serviciului Public Local Salvamont Poiana Brașov. Urmează acum știrile din sport. SR Municipal Brașov a ajuns la a doua victorie în meciurile amicale ale acestei veri. Stegarii s-au impus cu scorul de 3-2 pe stadionul Tineretului în fața celor de la AFK Miercurea Ciuc. Galben-negri au deschis scorul prin Emanuel Popa, care a fructificat din 6 metri cu capul o centrare a lui Răduțoiu, însă oaspeții au egalat printr-o execuție asemănătoare cu 10 minute înainte de pauză. În a doua parte a meciului, același Emanuel Popa a readus-o pe SR în avantaj după o pasă a lui Danciu. Strătilă l-a servit perfect pe Toader pentru 3-1 în minutul 70, însă scorul final a fost stabilit de Ciucani prin Magheri, care a profitat de o eroare a portarului Maxim. Potrivit antrenorului Florin Stângă, acest meci a fost un test util împotriva unui adversar puternic. Tehnicianul a declarat că are foarte mare încredere în elevii săi și că își dorește liniște în cadrul clubului și cât mai mulți oameni la stadion. Pentru SR Municipal Brașov urmează sâmbătă 4 august un nou meci amical, tot pe stadionul Tineretului, de această dată împotriva lui AFC Hărman. În primele două jocuri amicale ale verii, SR a pierdut cu SC Oțelul Galați scor 0-1 și a învins-o pe KSE Târgul Secuiesc scor 3-1. Luna august a început cu un transfer pentru echipa de basket Olimpia CSU Brașov, câștigătoarea medaliei de bronz în sezonul precedent al Ligii Naționale de Basket Feminin. Conducătorii echipei alb-albastre au anunțat transferul unei jucătoare americance, Tiana Tartar, în vârstă de 21 de ani. Aceasta măsoară 1,70 metri și evoluează pe poziția 1. Proaspăt absolventă a Universității East Tennessee State, americanca se află la prima experiență în basketul profesionist.
În ultimul sezon din NCAA, Teyana Tarter a avut medii de 17,7 puncte, aproape 5 recuperări și peste 4 pase decisive pe meci. În cele 4 sezoane petrecute la East Tennessee State, ea a avut medii de 16,5 puncte, peste 5 recuperări și aproape 2 pase decisive, cu procentaje de 43,2% din acțiune, aproape 30% de la 3 puncte și circa 75% de la linia aruncărilor de pedeapsă. Teyana Tarter este cel de-al treilea transfer realizat de Olimpia CSU Brașov în această vară, după Carla Barty și Alina Podar, ambele venite de la CSBT Alexandria. La știrile mixte vă este acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme călduroasă. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 14 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 25 de grade Celsius și cerul se va menține în mare parte senin pe tot parcursul zilei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!